Alți colegi? Stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass media, în primul rând vă mulțumesc că ați venit la această oră târzie. Mulțumesc pentru răbdare. Cu permisiunea noastră, voi face o succintă informație despre, voi aduce o succintă informație despre ce a făcut echipa aceasta minunată pe parcursul zilei la Moscova astăzi. Am mers în prima deplasare la Moscova, pentru că și prima felicitare și invitație de a efectua o vizită a parvenit din numele premierului Dmitri Medvedev, care m-a felicitat și m-a invitat la Moscova. A doua voi întreprinde în 18 ore la Londra. De aceea vreau să vă rog să nu încercați să găsiți în această vizită la Moscova ceea ce nu este. Noi ne propunem să cooperăm cu toți partenerii noștri, cu toate țările, astfel încât beneficiile unei asemenea cooperări să fie convertite în dezvoltare economică și creșterea bunăstării cetățenilor noștri. Din păcate, între guvernele Republicii Moldova și Federația Rusă a lipsit mai mulți ani un dialog sănătos și pragmatic. Deficitul de comunicare a condus la acumularea mai multor probleme care împiedică folosirea oportunităților unei colaborări cu un partener economic atât de important. Pe parcursul zilei de astăzi am discutat problemele acumulate de-a lungul anilor, dar ne-am referit și la multe oportunități care se deschid în urma unui dialog. Am avut o discuție tet-a-tet foarte bună și prietenoasă cu domnul Dmitri Medvedev și în rezultatul acestor discuții am ajuns la mai multe înțelegeri. Înainte de a veni cu informații succinte despre înțelegerile obținute, vreau să vă spun că am învățat o lecție, că pentru deficitul de comunicare pe parcursul acestor ani a avut de suferit agenții economici, cetățenii, angajații și, în sens final, bugetul țării. Nicicum nu a avut de suferit politicienii care au cauzat acest blocaj în comunicarea cu Federația Rusă. Succint despre principalele rezultate ale vizitei. 1. Principalul rezultat este că am restabilit la nivel guvernamental dialogul normal, pragmatic și reciproc avantajos cu unul din principalii parteneri economici ai Republicii Moldova. Anume, în baza acestui dialog, vom putea explora în continuare oportunitățile care ne oferă această colaborare. 2. Am primit asigurări că Guvernul Federației Ruse va sprijini eforturile noului guvern pentru promovarea reformelor, inclusiv celor economice. Federația Rusă este interesată și de progresul nostru pe reforma justiției. Ori în perioada următoare urmează a fi lansate proiecte investiționale private serioase în Republica Moldova și de funcționarea justiției depinde foarte mult dorința companiilor rusești de a investi la noi în țară. 3. La capitolul gaze am avut întrevederi atât cu președintele concernului Gazprom, domnul Miller, cât și la guvern pentru a discuta acest subiect. Aici relatez. Am reușit să ajungem la o înțelegere privind diminuarea semnificativă a prețului la gaze livrate de la 1 ianuarie 2020. După ce de la 1 octombrie aceste prețuri au fost diminuate în jur cu $15, după 1 ianuarie, prețul va fi diminuat cu încă $50 și va constitui în jur de $172-173 mie de metri cubi. În acest context, vreau să îi aduc mulțumiri președintelui Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, care a lansat încă în august dialogul cu partea rusă în sensul diminuării
prețului de import la gaze pentru Republica Moldova. Tot la capitolul aprovizionarea cu gaze am discutat și despre riscurile legate de furnizarea gazelor naturale începând cu 1 ianuarie 2020, ori la această etapă încă nu există un contract semnat pentru tranzitul acestor gaze pe teritoriul Ucrainei. Deci, în cazul când aceste negocieri între furnizorul rus și transportatorul din Ucraina vor eșua, atunci va fi necesar de activat scenarii alternative de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaze naturale. Am discutat cu lux de amănunte asupra acestui scenariu. Urmează o muncă enormă, atât pe dimensiunea Moldova Gaz, cât și pe dimensiunea Ministerului Economiei, pentru a aranja toate contractele, înțelegerile cu operatorii pe acest lanț. Noi avem asigurări că gazele naturale vor fi livrate în Republica Moldova, chiar și prin acest scenariu de rezervă, care sper să nu se materializeze, adică să beneficiem în continuare de traseul tradițional de livrare a gazelor. 4. Am lansat procesul de liberalizare pe termen mediu a comerțului extern, astfel ca toate exporturile noastre să fie efectuate fără aplicarea taxelor vamale. Până atunci însă, am obținut acordul principal al autorităților ruse de a extinde lista categoriilor de mărfuri care sunt exportate pe piața rusească fără taxe vamale de la 5 la 10 categorii. Astfel, vor fi acoperite aproape 70% din nomenclatura produselor exportate pe piața rusească. 5. Am obținut acordul principal de a prelungi și după 1 ianuarie 2020 posibilitatea exporturilor produselor moldovenești pe piața rusească fără aplicarea taxelor vamale. 6. Am convenit asupra extinderii numărului de companii moldovenești autorizate să exporte pe piața rusească, inclusiv pentru vinificatori. În acest sens, autoritățile noastre și cele rusești vor intensifica activitățile de verificare a calității și conformității la întreprinderile respective potențiali exportatori. 7. Am soluționat problema transportatorilor internaționali care nu puteau activa pe piața rusă din cauza insuficienței autorizațiilor de transport internațional. Partea rusă va oferi în zilele următoare numărul suficient de autorizații, la acest moment 1000, pentru ca până la sfârșitul anului exporturile de produse din Republica Moldova pe piața rusească prin intermediul transportului auto să fie deblocate. Trebuie să menționez aici că partenerii ruși au solicitat ca noi să implementăm un mecanism foarte transparent, să eliminăm schemele de corupție în distribuirea acestor autorizații, fapt ce va fi îndeplinit într-o perioadă scurtă. După cum relatam și ieri, vom distribui aceste autorizații prin intermediul serviciului VAMAL, ca ofițerii cărora vor înmâna aceste autorizații nemijlocit la momentul părăsirii țării de către transportul respectiv. De asemenea, partea rusă a solicitat ca în transportul internațional între țări să fie respectate și interesele economice a părții rusești, fapt de care ne vom preocupa, ori activitățile și colaborarea trebuie să fie reciproc avantajoasă. Altfel, nu putem vorbi de durabilitate. 8. Am convenit asupra lansării acțiunilor preparatorii în privința implementării inițiativii de utilizare a munițiilor depozitate pe teritoriul Republicii Moldova la depozitele din Cobasna. În acest sens, în perioada următoare, urmează să primim mai multe detalii din partea părții ruse asupra mecanismului respectiv, care, bineînțeles, urmează a fi unul transparent pentru toți, inclusiv pentru alți parteneri strategici a Republicii Moldova. Repet, va fi transparent inclusiv pentru toți partenerii Republicii Moldova. 9. În susținerea efortului Guvernului Republicii Moldova de a lansa unele proiecte investiționale majore în infrastructura drumurilor, am obținut acordul principal al părții ruse de a deschide o linie de credit de circa 500 milioane de dolari, care vor fi direcționați în exclusivitate pentru proiecte investiționale. Ministerele Finanțelor acelor două țări
urmează să discute asupra condițiilor de acordare acestui împrumut, care va fi angajat, bineînțeles, doar dacă va fi unul convenabil pentru Republica Moldova. Mâine plec la Londra pentru a încerca și acolo să identificăm mijloace suplimentare pentru investiții în infrastructură. Vă asigur, cum v-am promis, că în scurt timp transformăm țara în șantier și vreau să rog cetățenii și forțele politice responsabile să se angajeze împreună cu noi în efortul de modernizare a țării. În final, vă informez că l-am invitat pe omologul meu rus, prim-ministrul Federației Rusiei, domnul Dmitri Medvedev, să întreprindă o vizită în Republica Moldova, care a fost acceptată cu plăcere. Reiterez, consider restabilirea și reluarea dialogului pragmatic, reciproc avantajos între guvernele Republicii Moldova și Federația Rusă, principalul rezultat al vizitei de astăzi. În baza acestui dialog, vom reuși să explorăm oportunități care cred că vor depăși cu mult chiar și lista aceasta impresionantă de rezultate ale vizitei de astăzi. Vă mulțumesc și sper că veți informa societatea obiectiv despre vizita întreprinsă împreună cu colegii astăzi. Nu am specificat o dată oarecare, dar invitația a fost acceptată. După consultarea agendei ambelor premieri, această vizită va avea loc. Dar când ați plecat dumneavoastră, nu a fost că v-ați programat o nouă plecare? Nu am programat o nouă plecare, dar urmează miniștrii din guvern, conducătorii autorităților să efectueze vizite oriunde, unde sunt interesele Republicii Moldova, dacă trebuie la Moscova, la Moscova, dacă trebuie în altă parte, în altă parte. Am relansat activitatea Comisiei Interguvernamentale Moldo-Rusie, iar prin ședința guvernului a fost aprobat nou cu președinte acestei comisii și pe această platformă vor fi soluționate toate problemele care există în relații dintre aceste țări. Deci vom întreprinde vizite oriunde este necesar pentru ca să asigurăm dezvoltarea Republicii Moldova. Această vizită era programată mai de mult. Ați mers dumneavoastră la această vizită și acum, la 4 săptămâni de la investirea dumneavoastră, vreau să vă adresez această întrebare, dacă ați reușit cumva să analizați lucrul făcut de postul guvern și dacă dumneavoastră vă mulțumesc. Exercițiul de evaluare a stării de lucruri în ministerie încă este în derulare. Noi pentru săptămâna viitoare avem un grafic de întrevederi cu fiecare dintre miniștri pentru a discuta despre rezultatele acestei evaluări. Noi am remarcat deja multe despre moștenirea lăsată. Și am vorbit că, din păcate, în această perioadă, practic, a fost paralizată activitatea autorităților publice centrale, dar eu cred că noi trebuie să mulțumim guvernului precedent pentru eforturile și bunele intenții manifestate pe perioada acestor 5 luni. Punct. La capitolul moștenire. Câteva ONG-uri de media au spus că guvernul trecut a început niște lucruri bune privind liberalizarea pieții media, libertatea presiei, etc. Și a remarcat că în programul dumneavoastră nu există un capitol dedicat pentru asta. Aveți ceva planuri în această direcție? Noi vom continua toate lucrurile bune lansate de toate guvernele care s-au perindat în Republica Moldova. Vom corecta erorile care tot aparțin guvernelor care au activat până acum. În ceea ce privește colaborarea cu media, deci libertatea presiei, etc., etc., noi preferăm mai mult să fim deschiși, transparenți, să ieșim de fiecare dată în fața dumneavoastră, decât să scriem mult și să facem puțin. Vom fi împreună cu echipa toți deschiși, transparenți, ne puteți telefona, vedea în orice moment, noi vom veni cu informația necesară pentru societate. Ați menționat anterior că la Londra veți întâlni cu premierii din țările vecine. Ați stabilit deja întrevederi cu cineva din ei? În primul rând vreau să vă spun că voi pleca la Londra în urma invitației președintelui Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Este un eveniment organizat de această bancă pentru
conducătorii de rang înalt din statele parteneriatului estic vor fi acolo, au confirmat prezența 5 sau 6 premieri din țările respective. Bineînțeles că agenda va fi prioritar destinată evenimentului organizat de această bancă, dar sunt deja confirmate câteva discuții bilaterare cu premierii din țările vecine. Urmează mâine dimineață să mai consult odată progresul colegilor care lucrează asupra agendei. Astăzi am fost la Moscova toată ziua și nu am avut răgaz nici măcar să consult acest proiect de agendă. Mâine vor reveni cu detalii, dar întrevederi cu premierii țărilor vecine vor fi. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru interes. Rămânem transparenți și vom comunica în continuare, inclusiv pe marginea rezultatelor acestei vizite. Vă mulțumesc! Moscovici. Să rămân, mersi!